Este necesar să așteptăm ca Curtea Constituțională să-și expună punctul său de vedere prin hotărâre care urmează să o adopte. Sper că în perioada imediat următoare pentru a clarifica această situație. Însă, o decizie fermă pe care o avem la nivel de alianță este că vom utiliza toate mijloacele și pârghiile legale pentru a evita alegerile parlamentare anticipate. Președintele trebuie să fie ales în mod legal, constituțional. Și depinde de noi trei. Avem mai multe variante care le-am spus permanent, sunt cunoscute și nu una, nu alta, a treia variantă trebuie să aduc la legea președintelui. Republica Moldova are nevoie de stabilitate ca niciodată. S-au încheiat alegeri locale, înseamnă că noi putem să avem stabilitate de 3 ani până la noile alegeri parlamentare. Și noi suntem obligați să asigurăm această stabilitate pentru a face reforme. Altfel, degeaba avem această șansă oferită de Dumnezeu, susținută de Uniunea Europeană și toate instituțiile financiare și statele democrate din lume. Noi vom ține cont și de Constituție, și de aviz la Comisie, dar vom ține cont și de faptul că noi suntem un stat suveran. Noi suntem în drept, cum am spus, să adoptăm orice lege, inclusiv și o Constituție nouă. Deci ne-am angajat cu toți împreună să găsim orice formulă potrivită legală pentru alegerea șefului statului și pe această cale de a încheia cu criza politică care devine deja una de durată și pe această cale evitarea legilor anticipate care nu sunt benefice pentru țară. Decizia finală a fost adoptată, aveți dreptate. Există mai multe subiecte și dacă faceți referință la una, trebuie să faceți referință la toate, inclusiv și la concluziile care poartă o forță juridică. În aceste concluzii este foarte clar indicat că ține de dreptul suveran a Curții Constituționale, a unui stat suveran, de a găsi o soluție, ținând cont, voi încerca să citez, de circumstanțele particulare care s-au format în țară pentru depășirea crizei politice. Deci este un document care oferă un coridor de flexibilitate și în ultima instanță este Curtea Constituțională a Republicii Moldova, care urmează să se dea cu verdictul. Nu a fi această cale, vom găsi alte căi legale. Important este ca orice soluție să se încadreze în reperele legislative ale țării și să aducă la rezultatul scontat.